Bună seara, vă spun la o nouă ediție la emisiunea Sport Maxim. În weekend, mai precis ieri, s-a disputat ultima partidă care a încheiat sezonul de toamnă la fotbal feminin și singura formație pe care o avem în județ, este vorba despre Unix Râmnicu Sărat, a primit replica liderului din seria, din Liga a doua, formația Universitatea Galați, și avem și imagini de la această partidă. Înainte de a vă anunța care sunt cei doi invitați din această seară, să vă spun că pe data de 1 decembrie Sport Maxim vă oferă o surpriză plăcută, o surpriză pe care o să vă și devoalez. În prime time, o emisiune de colecție cu pugilistul Bogdan Dinu, cel care se pregătește pentru gala de box profesionist, care inițial a fost programată pe data de 3 noiembrie, dar din rațiuni obiective, ea până la urmă va avea loc pe vineri 8 decembrie. Așadar, miercuri seara de la ora 20, o emisiune pe care sunt convins că o veți urmări cu mare atenție și de altfel o emisiune care nu este de pierdut. Emisiunea începe cu prezentarea celor doi invitați. O avem aici în premieră pe Oana Dragu, una dintre componentele lotului Onyx Râmnicu Sărat. A venit împreună cu antrenorul, domnul Adrian Cosma, care a mai fost prezent aici la noi după o victorie categorică în fața formației din Reghin. Vă mulțumesc amândurora pentru prezență. Mulțumesc. Oana, încep direct cu tine. Înțeleg că ești la prima emisiune televizată. Da, e o premieră și pentru mine. Da, ar fi trebuit să avem așa aici un pahar cu niște pietricele finuțe. Știți că foarte bine e vorba aceea românească pentru prima dată, dar trecem peste botezul ăsta. Domnul profesor, s-a tras cortina peste ediția pentru turul acestui campionat și, dacă zicem și tur, includem și partida de cupă, de la care o să-l rog pe colegul Alex Nicolae, când va fi pregătit, să și pune imagini ca să și vedem ce s-a întâmplat vineri. Locul 3 la finalul acestui tur, 7 meciuri, 4 victorii, un meci egal, 2 înfrângeri, 13 puncte. Iată, avem și imagini de la partida de ieri, o vreme cât se poate de câinească. Frig, terenul, cum s-a prezentat? Așa și așa sau? Oana ne poate spune mai bine. Da? Bine, i-am pasat până la urmă. Ia zi-mi, pune, Oana, cum s-a părut terenul, cum s-a părut atmosfera, cum a fost meciul? Terenul a fost unul destul de bun, având în vedere condițiile meteo, mai puțin favorabile. Cum ziceam, față de alte terenuri unde am jucat până acum, chiar a fost unul acceptabil. Meciul din teren a fost unul destul de dur, nu știu dacă din afară s-a văzut. Iată, aici avem o imagine elocventă când Daniela Tădose, capitanul vostru, s-a ciocnit cu Bocioacă, cu portarul echipei. A fost așa o partidă mai de chelfănel, așa, mai mult pe jos. A stat un meci foarte fragmentat. Aveați niște polițe de plătit sau? Nu cred că a fost ceva intenționat nici de o parte, nici de alta. Cred că dorința și de a câștiga meciul și a spus cuvântul. Într-adevăr, s-a creat o rivalitate între aceste două cluburi, dar nu cred că ăsta este motivul. Până la urmă, fiecare dă ce poate pe teren și dacă uneori mai întrece măsura, nu cred că este ceva intenționat. Da, medicul formației, cel care asistă și la meciurile Olimpiei, să zicem. A făcut febră la meciul ăsta. Da. Cred că n-a alergat nici la meciurile Metalului, că l-am văzut prezent și acolo, și nici la Liga a doua, la fotbal masculin. A avut mult de lucru. Am văzut și mai devreme un tușiera, ce dans acolo, ce sirtache făcea ca să-și mai încălzească temperatura corpului. Iată, aici avem și din stafful tehnic. Domnul profesor, vă las pe dumneavoastră să comentați puțin imagine. Din cei care vă ajută acolo, dacă tot... Alături de mine este Andrei Silviu, profesor de educație fizică, Florin Ceparu, cam noi muncim la echipă. Ce să zic, de acest meci a fost și dumneavoastră un meci foarte greu. S-a jucat fragmentat, au fost intrări. Nu, nici la fotbal masculin nu se întâmplă așa ceva. Au fost intrări bărbătești de-a dreptul. Da, da.
S-a jucat foarte dur. Rivalitatea dintre Galați și Râmnicu Sărat, nu mi-o explic, deoarece noi suntem o echipă nouă înființată, dar o contrazic ușor pe Oana și cred că e oarecare rivalitate. Ea a fost, este cu bun simț, dar eu recunosc, chiar am simțit. Le-am simțit pe fete motivate înaintea meciului, le-am simțit mai motivate decât în oricare alt meci și din cauza asta vedem și acum faza aceasta și multe alte faze în care ele și-au dorit foarte mult și au avut intrări peste limita regulamentului. Da, avem mai multe faze de genul ăsta, dar ăsta este cât se poate de elocvent, nu este cazul până la urmă. Ne-am făcut o părere cât de cât, iată vă spuneam cât de frig a fost ieri la Râmnicu Sărat. Iată și alte imagini. Să spunem telespectatorilor noștri că formația Onyx Râmnicu Sărat a pierdut acest meci de cupă cu 4-1. De altfel, ăsta a fost scorul și în campionatul și în profesor, în prima etapă chiar. Da, nu sunt prea multe de spus. Am avut la 1-1 și noi două ocazii clare pe care nu le-am fructificat. S-au răzbunat, noi am avut ocazii, n-am marcat, ele au avut două, trei ocazii și au marcat. Nu știu, nu sunt multe de zis. N-am avut norocul, n-a fost cu noi de data aceasta. Să spunem că formația vizitatoare, formația din Galați, care la sfârșitul turului este liderul clasamentului în seria noastră în Liga a doua, și când zic seria noastră, mă includ și eu aici ca un buzoian ce sunt, care am venit și nu știu dacă neapărat am suferit altă de echipă, dar oricum am urmărit cu mare atenție. Spuneam că formația din Galați a deschis scorul la chiar prima fază ofensivă, domnul profesor. Ce s-a întâmplat? Că ne lipsește acest gol din practic am grupaș. Început de la 1-0. A fost un corner, lipsa de marcaj a fundașului stânga. Atacant, nu știu cine a marcat, nu mai știu exact cine a marcat, pe ce pus joacă. A fost o jucătoare care știu că a marcat 3 goluri. Da, a dat de acolo nestingherită, singură, 1-0, am început cu stângul. În minutul 1 era 1-0. Practic a început de la 1-0 meciul. A fost dificil, am egalat, după care am avut prin Alexandra Dobre două ocazii clare, unul contra unul cu portarul. Le-am ratat, după care ele le-au fructificat, au fructificat fazele pe care le-au avut și... Da, ceva mai pragmatice și bănuiesc că și cu mai multă experiență, domnul profesor, echipa asta din Galați, dumneavoastră știți mai bine decât mine, sau cel puțin parcă mai sudate relațiile de joc, parcă și fetele un pic mai dezinvolte, mai corpulente, știu eu, mai atletice, nu știu cum să le spun. Și dacă neapărat experiență, și Oana are 6 ani de când joacă fotbal, Laura Nedelcu la fel, cam toate fetele de la echipă au câțiva ani de fotbal în spate. Da, am uitat să precizăm că formația din Râmnic este echipată în albastru, iar gălățencele sunt echipate în negru. Nu știu, nu îmi explic. Sunt două meciuri în care noi am pierdut cu același scor. Cred că recunoaștem fotbalista de aici din imagine, nu? Cu numărul 12. O avem invitată chiar aici în studio. Uite, de centrare bună în fața porții. Da, ăsta a fost iureșul pe final de partidă. Da, am să rog pe colegul Alex, după ce se termină acest calup cu imagini, să trecem să vedem și golurile și una dintre ocaziile de care spunează un nou profesor pe care o a avut-o Alexandra Dobre. Din imagine pe care le-am filmat, mi-a plăcut foarte mult, are Dobre o preluare așa pe piept, fotbalistic, bărbătește așa, foarte bine se lipește mingea de ea. Și în momentul în care am apărut și eu acolo la stadion, la
puțin timp la o lovitură liberă pe care formația dumneavoastră a avut-o, a reușit să egaleze. Oana, se putea mai mult după momentul în care l-ați egalat? Credeați că vă puteți întoarce rezultatul? Da, cred că dacă am fi reușit să marcăm când am avut acele două ocazii clare, după cum a spus și domn profesor, singur cu portarul, altfel ar fi stat lucrurile. Din păcate, ele au fost, din păcate pentru noi, ele au fost mai pragmatice și au marcat când a trebuit. Nu știu dacă a fost o diferență foarte mare ca și valoare între noi. Da, scorul cred că un pic mincinos acum, pic, nu că da, suntem noi patrioți așa, dar local, dar... Cred că a reflectat foarte, foarte bine realitatea din teren, pentru că de ocazii mai mari și mai clare, cred că am avut noi. Ele, singurele ocazii pe care le-au avut, au fost cele când au și marcat. Da, și pe greșeala și greșeala adversarului, da, pe greșeala noastră. Adică nu faze construite. Da, nu și le-au creat ele. Da. Au fost greșeli individuale. Da. Doar la golul 2 a fost greșeală colectivă. Dar în rest, greșeli individuale. Pe care, repet, noi n-am reușit să marcăm pe cele care noi ne le-am creat. Da. Oana, până la urmă, voi ce sperați? Ce ați vorbit înaintea partidei? Sperați să fi câștigați, să fi scos Galațiul din cupă? Noi am vorbit să jucăm, să jucăm ce știm noi mai bine, să dăm tot ce putem pe teren și să încercăm să facem o figură bună acum la sfârșit, ca și sfârșit de campionat. Din păcate, nu ne-a ieșit chiar tot ce ne-am propus, dar eu cred că fiecare dintre noi și-a dorit să câștigăm și fiecare la sfârșitul meciului cred că a ieșit cu capul sus și a spus că a dat cam tot ce a putut pe teren. Nu știu dacă s-a văzut din afară, dar eu asta am simțit din teren, că fiecare dintre fete a pus la bătaie cam tot ce a avut mai bun. Da. Domnul profesor, până la urmă, dumneavoastră, la ce v-ați așteptat? V-ați așteptat să câștigați până la urmă? Sincer, așa bărbătește sau până la urmă ați încercat marea cu degetul? Nu, vă imaginați că am încredere în fete, la fel cum a zis și Oana, 4-1 e ușor mincinos. La fel și în campionat 4-1. Cine mă ascultă, ce spune? Du-te, tată, de aici că ești ipocrit. Dar de fiecare dată și în campionat a fost în minutul 80 era 1-1. 3 greșeli de portar, 4-1. E, nu știu, e inexplicabil. La fel și în campionat. Acum, fetele au plecat cu plumb în picioare, de la 1-0, minutul 1. E dificil să revii. Am revenit 1-1. Repet, aceleași ocazii, nu le fructificăm, marchează ele valoric. Nu știu dacă sunt mult peste noi. Au câteva fete la lotul național, 2 fete, mi se pare, vă imaginați că e un plus pentru ele. Ne doream să câștigăm. Valorii că nu sunt mult peste noi și de asta nu era marea cu degetul, dar nu a fost să fie. Sperăm ca următorul meci să facem un meci mai bun, să stăm mai bine în teren, să nu mai facem greșeli individuale și în ultimul rând să fructificăm și noi ocaziile pe care le avem. Da. Fiindcă a venit vorba, domnul profesor, cu ce sunt mai bune formațiile de pe primele două locuri? O diferență de 6 puncte. Deci pe primul loc Universitatea Galați, pe locul 2 Selena Constanța, ambele cu 19 puncte fiecare. Ați reușit să vă faceți așa o părere? Cu ce sunt? Sunt cu ele mai bune până la urmă? 6 puncte astea reflectă diferența la ora actuală, vorbind despre campionat? Dacă aș spune nu, nu știu, din exterior cum se vede. Din interior am jucat și cu Galați, am jucat și cu Selena. Ați început cu una și ați încheiat și cu cealaltă. Și am încheiat cu cealaltă, da. Sezonul ăsta de toamnă. Au calitatea lor principală, e forța grupului. Sunt mai puternice, cred, stau mai bine fizic, nu știu cum, nu știu ce să zic. Probabil și are de selecția lor, este ceva mai lărgită decât mai de la dumneavoastră? Probabil. Au ținut și mai multe antrenamente decât noi, sunt mai bine pregătite, cred. Da. Fizic. Am înțeles. Fizic vorbind.
Ați avut un program cât se poate de echilibrat. Ați avut 4 meciuri pe teren propriu, ați avut 3 partide în deplasare. Oana, care ți-a părut partida cea mai grea? Partida cea mai grea... Nu știu, nu m-am gândit la până acum, dar cred că a fost prima etapă, pentru că veneam după o pauză. Bine, făcusem acel cantonament care ne-a prins bine. Și, nu știu, era prima dată când... A fost tracul debutului, nu? Da. Pentru o echipă și... nou promovată din Liga a 3-a, în Liga exact, a 2-a, nu? Și Bașca cu una dintre... Noi transferuri. Da. Da, și am jucat cu o echipă care, despre care știam că are gânduri de promovare și cred că adunate la un loc au făcut să fie... Iar acum, dacă toți ați mai jucat, dacă ați jucat încă o dată ieri în cupă, v-ați dat seama cam cât de valoroasă este această echipă din Galați, înțeleg. Într-adevăr, se poate spune. Totuși, nu știu, la ce pretenții au, mi se pare că nu sunt desperiat. Adică, având în vedere faptul că majoritatea de acolo doar asta fac, fotbal, și au antrenamente ca și echipă, mă refer, nu cred că au fost foarte multe momente în care au fost peste noi. Da, revenim tot la formația gălățeană. Domnul profesor, am asistat la finalul partidei, la un schimb așa de replici între staful buzoian, râmnicean și staful celor de la Galați. Cam cu nasul pe sus așa gălățenii ăștia. Au venit acolo, ce domnule, chiar vrea să și câștigați acum? Adică nu? Sau... Da, m-a deranjat foarte mult că unul dintre antrenorii lor punea presiune pe arbitru. Adică unul din antrenorii lor practic era suspendat și da. A asistat la meci din tribună, chiar lângă mine acolo, dar din eu nu știam. Din minutul 1 până în minutul 90 a țipat la arbitru. El nu avea treabă, nu dădea indicații echipei, striga la arbitru și l-am întrebat de ce a procedat așa. M-a deranjat foarte tare, a avut o intrare una dintre fete la Dobre. Dobre era în săritură, din săritură o împinge din spate, arbitru îi dă galben și striga la arbitru, domnule, de ce îi dai galben? Iar la sfârșit avea pretenția, când îi convenea era suporter, când îi convenea vroia să fie tratat ca oficial al echipei vizitatoare. Da, înțeleg. Corect. Nu aș vrea să intru prea mult în subiect, că astea nu sunt... Da. Oricum, deci de fotbal, ei au venit foarte hotărâți că vor câștiga aici, nu? Da, și atitudinea lor m-a deranjat. Aș vrea să intru prea mult în subiect, deoarece... Da, nici nu trebuie neapărat până la urmă. Important e că v-ați despărțit până la urmă totuși prieteni, vă veți mai întâlni? Ne mai întâlnim. Da. Iată aici faza golului formației dumneavoastră. Centrare Nedelcu și Dana Ghiurea, cred că reia cu Dana capul. Ghiurea. Cred că a reluat cu cocul acela, nu? Cu cuibul acela de barză, cred că a reușit să o introduc așa de spectaculos. Nu mai contează, important e că a marcat... Ocaziile Alexandrei le-ați... Da, o să vină chiar după gol, după ce vedem. Iată acolo Silviu Andreiu foarte, foarte bucuros. Laura Nedelcu, iarăși aici în vervă, oferise asistul, centrarea de gol, fără să știe că în repriza a doua o să vină... Am pierdut, vă spuneam, m-am dus să beau un ceai să mă încălzesc, că spre o deosebire de Oana care i-a legat după minge, eu trebuia să stau acolo cu mâna încleștată pe cameră. De altfel, execuția asta foarte frumoasă. Pasta le exersează la antrenament, Oana, domnul profesor Lean, sau a fost o întâmplare? Nu, le exersăm. Laura bate foarte bine loviturile libere, fazele fixe, de regulă le bate Laura și Dobre. Dar din laterale bate Laura, în zonă centrală mai mult Dobre. Am și văzut așa o fugă derutantă, lasă centru de greutate și pe stânga și pe dreapta, înainte de a se apropia de minge. Anticipăm un pic, că de altfel n-avem imagini, îmi fac mea culpa pe tema asta. Deci aici a fost scorul 1-1. Pe finalul primei reprize, formația din Galați reușește să... Și iată, cred că acesta este faza. Da. Ia să vedem. Nu, este faza premergătoare, ocazie pe care o are Dobre. Iată ce pasă bună. Încearcă filtrant acolo, nu...
Da, să avem puțină răbdare, că ajungem și acolo. Deci la pauză, scorul 2-1. 2-1. În ultima fază. Imediat înțeleg că la reluarea partidei s-a făcut scorul 3-1. Iar după ce vedem această... Iată, nu știa niciuna dintre adversarele tale, Oana, că tu ești polițistă, dacă ripostai aici. Înțeleg că faci niște arte marțiale, niște cursuri din astea. Am uitat, dragi spectatori, să vă spun că Oana Dragu este polițistă. Aceasta e faza, e da. Perpendicular. Una dintre cele două ocazii, domnul profesor. Da. Supărată e, o să vedem acum. Da, e a doua ocazie. Perpendicular, unul contra unul. Nu dăm noi și... Aici, dacă era 2-1 aici, cred că se încingea... Cred că ce-au stat jucătoarele pe jos, dar ce s-ar fi întâmplat. Da, și acesta e golul lor. Da. A scăpat bine, a verticalizat foarte bine. Cine ar fi trebuit să fie acolo, domnul profesor, la datorie? Sau... Da, și central. Da. Cred că Dana Ghiure a fost surprinsă, prinsă un pic avansată, fiindcă iarăși... Pe contraatacă v-au surprins acolo. Iată, mingea cade și cam nu prea avea voie să cadă acolo. E surprinsă un pic în față. Se întâmplă ce să... A încercat Mariana Răducan acolo să o suplinească, dar cum este ea înaltă acolo, n-a reușit să facă nimic. Iată, încă o dată. Da, a dat și... Nu, n-am văzut bine cine a dat pe lângă. Le-a ieșit oricum, faza asta le-a ieșit foarte bine. Și de altfel o să vedem și golul celălalt pe final de partidă. Tot așa, Daniela Tudose e surprinsă acolo de una singură și între două n-a mai avut. Mi se pare că parcă și ceva viteză aveau atacantele celor de la Da, pe aici care a marcat este chiar și la național. Da. Tinere, deci. Așadar, în repriza a doua, domnul profesor, 3-1, la început de repriză secundă. Da, iată, acesta este golul, da. Fiți atenți cât de bine dă la semi-înălțime. Adică, Elena n-avea ce să facă aici. Și iarăși tot așa pe contraatac, iarăși surprinsă avansată apărarea noastră. Și execuție ca de manual, n-avea ce să facă acolo. Da, s-aude și vântul care bătea acolo dinspre gârla aia în apropierea râmnicului. La aceasta... Da? Deci atacați dumneavoastră, pierdeți mingea acolo. Le prinde pe contraatac și... O dă bine din prima. Verticalizează. Foarte bine. Dana n-a știut la care să țină mai întâi, că era cam singurică pentru ea. Da. Foarte bine. Și aici o dă la seminație. Ăsta a fost golul de 4-1. Revenind la scorul de 3-1, că tot încerc să duc ideea și n-am mai apucat. Cine a fost facultat acolo, domnul profesor, în care, apropo de 11 metri pe care le-ați primit la scorul de 3-1? Diana a fost facultată. A marcat Adelina, din aceeași fază a marcat, dar arbitru a întors faza, ne-a dat 11 metri. Adică înainte, eu n-am văzut, dar bănuiesc, înainte ca mingea să intre în plasă, nu? Arbitru a fluierat. În momentul când Adelina a șutat către poartă, arbitru a fluierat și ne-a dat 11 metri. Nu îl putem învinui în niciun fel. Faza a fost rapidă, probabil și el s-a grăbit un pic, n-a lăsat să continue faza, ne dădea avantaj. El a fost la 3-1. Să face 3-2, se schimbă un pic situația. Deci astea au fost momentele cheie, ratările lui Dobre la scorul de 1-1, 2-1. Da, ratăm și penalti. A fost ceva psihologic. Iar la 3-1, ocazia de a reduce, de a reintra în meci. Da, ratează Laura Nedelcu penalti. Laura Nedelcu, cea pe care o vedem aici în imagine. Puțin supărată după meci Nedelcu, care de altfel e golghetera dumneavoastră. Vă imaginați că nu avea cum să nu fie supărat. Pune suflet, a ratat un penalti, dar nu puteam să o mai cer, nu puteam să-i mai spun nimic. Dacă ea și-a rupt piciorul, nu-i mai dau în același picior. Am susținut-o și fetele au susținut-o în vestiar. O să-l dea pe următorul și
să-i treacă supărare. Ne-a scos în destul de multe situații. Așa este, corect. Domnul profesor, eu v-am întrebat după încheierea partidei, v-am spus, n-am fost de față la executarea loviturilor de la 11 metri, v-am întrebat așa, știți, ca unul care nu cunoaște dedesubturile din lot, de ce n-a executat Linda Cergan? Am fost întrebat de mai multe persoane, pentru că Laura e golgheterul, Laura bătea și bate loviturile de la 11 metri și păi am ales să... Deci ea era practic desemnată, adică aici clar, ordine și disciplină, ea și-a luat mingea, numai că înțeleg că a executat spun... slab, nu? Adică slab în sensul dacă... cu intensitate redusă, la asta mă refer. Da, asta într-adevăr, dar dacă portarul pleacă în partea cealaltă și dă gol, nu mai contează cum a dat. Dă gol și nu mă mai întreabă nimeni de ce n-a bătut Linda, nu mă mai întreabă nimeni de ce a lăsat-o pe Laura. Așa am simțit, de fapt, ea bate, v-am zis, ea bate loviturile de la 11 metri și s-a dus și a luat mingea, nici nu trebuie să... Da. Sunt niște reguli pe care... Oana, cum respectăm. A fost atmosfera în vestiar, după înfrângerea asta pe care ați primit-o? Cred că la o diferență de un gol, eventual, ca să nu zicem că am fi meritat victoria, ca să nu forțăm prea mult lucrurile, cred că ar fi fost mai aproape de adevăr, nu? O victorie, o înfrângere la un gol diferență decât trei ce s-a întâmplat. Care a fost atmosfera da, în vestiar? Da, într-adevăr, dar cred că și frustrarea ar fi fost mai mare dacă ar fi fost o diferență mai mică. Atmosfera ca după o înfrângere, toată lumea este supărată, dar nu avem ce să facem, trebuie să învățăm din greșeli, să mergem înainte. Domnul profesor a venit după meci, ne-a spus cuvinte de încurajare, ca de fiecare dată, ne încurajăm și noi între noi. Suntem până la urmă o echipă și trebuie să fim unite nu doar la victorii, ci și la înfrângeri. Da. Domnul profesor, revenim la bilanțul acestui sezon. Era loc de și mai bine? V-ați fi închipuit la traseul ăsta sau v-ați fi așteptat la ceva mai bine? Până la urmă, adică sunteți deziluzionat după ce ați văzut echipa dumneavoastră la lucru sau, din potrivă, sunteți mulțumit cu ceea ce ați realizat până acum? Obiectivul nostru principal la începutul campionatului era menținerea în Liga a doua. După parcursul bun pe care noi l-am făcut, într-un an jumate am promovat, iar în următoarea jumătate de an am reușit să fim pe locul 3 în Liga a doua. Nu e, vă dați seama că nu suntem supărați că suntem aici, dar în momentul când se poate, îți dorești mai mult. Una peste alta e foarte bine, suntem pe locul 3, suntem în cărți, ne îndeplinim obiectivul, astfel încât suntem mulțumiți. Bine, întâmplarea a făcut că ca ultimele două partide să jucați exact cu cele mai bune echipe din serie și practic două înfrângeri, una în campionat și una în cupă, v-a mai turnat așa un pic de gaz pe foc. Altfel, dacă n-ați fi avut programarea asta cu cele mai bune echipe, un rezultat pozitiv ar fi pus într-o lumină favorabilă finalul de sezon de toamnă. Finalul a venit când trebuie. Eram un pic într-o pasă mai proastă. A venit finalul sezonului și acum trage nine, vedem ce am făcut bine, ce am făcut greșit. Da. Încercăm aici, să remediem finalul de partidă. Supărate colegele tale, normal ca la orice înfrângere. Domnul profesor, îl auzeam pe Silviu, apropo de dacă ați fi mers, să zic, na, s-a întâmplat, eliminați Galațiu, ce s-a întâmplat mai departe în Cupa României? Probabil jucam cu o echipă din Superligă. Nu știu următoarea adversară, nu știu următorul adversar. Deci oricum, dar o echipă din Prima Ligă. Cel mai probabil, da, din Prima Ligă, da. Cel mai probabil. Și ați jucat tot acasă? Automat, da, nu? Fiind automat, echipă da, fiind... din Ligă inferioară. Da. Adică alte cheltuieli, alte distracții, o chestie de genul ăsta? Nu e neapărat de cheltuieli, dar și noi am fi vrut să ajungem acolo. Era o experiență nouă. Aveam din fiecare meci avem ceva de învățat aici. Lasă te de meci. Din fiecare meci învățăm și din înfrângeri și din victorii.
Nu știu ce se putea întâmpla, dar n-am ajuns acolo, nu pot da. Să... Iată bucuria formației vizitatoare. Aveau acolo niște butoiașe, le-am urat să meargă să bage murături, că tot erau bine pregătite. Bucurie mare pe... Nu, Ana, cred că v-aș fi stat bine să fi fost în locul lor din punctul ăsta de vedere. Da, normal, e meritul lor. Au muncit, au fost mai pragmatice. Văd acolo numărul 12 care se duce alene așa către vestiar. S-a părut lung drumul ăsta așa până la vestiar după teren? Da, întotdeauna este lung după o înfrângere, din păcate. Eu cel puțin îmi doresc să ajung cât mai repede la vestiar după o înfrângere. Se digeră greu meciurile astea pierdute. Da, într-adevăr, nu cred că este cineva care să-i placă să piardă, dar nu avem ce să facem. Fac parte din viață, inclusiv din viața fotbalistică. Asta este viața, într-adevăr. Da. Mergem în pauza de publicitate, urmând să revenim ca să aflăm care sunt proiectele de viitor ale formației Onyx Râmnicu-Sărat, să vedem la ce ne așteptăm. Să vedem cum să pregătesc, cum stau cu bugetul, cum stau cu pregătirile, dacă e cazul și de niște transferuri. Dar toate astea le vom afla de la domnul profesor Adrian Cosma și de la fotbalista Oana Dragu după minutele de publicitate. Revenim! Am revenit pentru partea a doua emisiunii din această ediție. Stăm aici la discuții în studio cu antrenorul Adrian Cosma, antrenorul echipei feminine de fotbal Onyx Râmnicu-Sărat și alături mijlocașul, cea care se ocupă cu securitatea de la mijlocul terenului, am numit-o pe polițista Oana Dragu. O să încercăm să pătrundem un pic în intimitatea lotului, să aflăm câte ceva și din viața civilă, ca să zic așa, nu fotbalistică, a componentelor acestei formații. Oana, în ce compartiment lucrezi tu acolo la poliție și unde anume? Lucrez în cadrul secției 7 poliție din București, la ordine publică. Da, ce sunt mai acolo? Păi, și tu ești stângace de... N-am da, da, deci ești jucătoare de piciorul stâng, nu? Da, da, da. Am înțeles. Și dai mai bine cu dreapta sau acolo la... Da, da, da. Pe dreapta am bazis mai mult. Am înțeles. Ai avut situații de genul ăsta? A trebuit să intervii, știu, în conflicte? Sau te-a ferit bunul Dumnezeu de așa ceva? Din fericire, nu am avut situații de genul acesta. N-am decât un an și jumătate aproape de când lucrez în poliție. Au fost câteva aspecte mai dificile, dar am avut parte de sprijinul colegilor și nu a fost nevoie să intervin eu. Da. Oana, tu te enervezi așa în focul luptei acolo? N-am văzut niciodată decât am fost la 3 meciuri și inclusiv ăsta de aici, am văzut că tăvălită un pic și de gălățenicele astea. Te enervezi așa câteodată, ți-aduce aminte de meseria pe care o practici? Să mai revolt așa orele alea de arte marțiale? Sau tu ești o tipă calmă de felul tău? Nu, mie îmi place să cred că sunt o fire destul de calmă. Încerc să las deoparte grijile de acasă, din viața profesională, ca să zic așa, când vin la fotbal, vin să mă relaxez. Eu așa consider. Nu vreau să amestec lucrurile și nici nu cred că e bine să o fac. Domnul profesor, ați văzut o dată pe Oana așa, că ea e o ființă delicată, așa după cum se vede din imagine, n-ați văzut-o niciodată supărată sau știu supărată, eu? Supărată, da, după înfrângere, dar nu nervoasă. Dar atât. Da, eu o domnișoară calmă. Foarte bine. Oana, de ce fotbal și nu altceva? Șah, basket, știu eu, badminton, de ce? De unul și până unde fotbal? Am încercat cam toate sporturile de când sunt mic, am început cu tenisul de câmp, apoi a urmat și puțin handbal în timpul liceului, dar fotbal încă de mică am avut pasiunea aceasta. Nu știu, cred că tatăl meu mi-a insuflat-o prin faptul că mă lua mereu pe stadion, la meciuri acasă ne uitam împreună. Unde anume? La ce meciuri? La ce echipă vă duceți și vă uitați? La Brăila, la Dacia Unirea pe vremea și aceea. Și antrenor cine era pe vremea aia? Îți mai aduce aminte? Dacă, nu știu... Nu vreau să fac o confuzie.
Nu știu. Acum câți ani să fi fost? Cred că vreo 5 ani de zile, cam de atunci sunt plecată de acasă. Știu, ultimul meci memorabil a fost în cupă cu Dinamo. Asta A, da, mi-aduc pentru și că eu sunt și aminte de asta. dinamovistă. Da. În Cupa României, undeva, nu știu, cred că era o Juca cu Noi semifinală. Rep, atunci era la vreo două goluri, cred, dacă nu mi-aduc aminte. Cred că a fost și fost televizat Da, meciul da, da. Și atunci mi-a fost destul de greu să mă decid cu care echipă să țin, pentru că eu ăsta. sunt dinamovistă. Mi se pare și normal. De aia este polițist. Da, păi da, fost deocamdată cu Ministerul de Interne încă să mai practică. Oana, cum te împaci tu cu meseria asta de polițistă? Înțeleg că ca să fugi de acolo din București, nu? Vii, fugă la Buzău, la Buzău te urci în microbuz, fugă până la Râmnicu Sărat. Aici, dacă este rău, te mai întorci și încărcată cu toate supărările astea. Cum se împacă pasiunea pentru fotbal cu meseria de polițistă? Încerc să-mi fac timp pentru amândouă. Încerc să-mi planific liberele de la serviciu astfel încât să pot să ajung cât se poate și la antrenamente și la meciuri în special. Ai acolo niște superiori care zic, ai măi Oana, iar te duci la unde, Doamne, iartă-mă, unde, la ce echipă joci? Nu, te întreabă așa, s-a mai Mă spus. întreabă, dar din fericire pentru mine am destui colegi microbiști și care mă susțin. Nu, mereu mă întreabă când vin cu echipa să facem un meci amical, pentru că se strâng și ei pe Juventus acolo și joacă. O, Ia chiar auziți, am ia auziți, domn vorbit. profesor, când puneți un meci cu echipa de la pază și ordine din sectorul 2 Mi-e teamă că o să-i batem și și pe urmă s-ar putea să nu o mai lase pe să nu mai Oana, nu? lase, da. E, până la urmă mergeți acolo și dacă vedeți că este nasol, îi lăsați 2-3 goluri și cu asta basta. O să pun eu o vorbă bună să nu joace chiar atât de bine. Ei așa se laudă că nu o să aibă ce să cu cine să joace, dar mai vedem noi. Da. Domnul profesor, deci, cum este cazul Oanei, pleacă de acolo, își face niște obligații, să zic așa, la colegi, la superiori, să vină până la Buzău, de la Buzău până la Râmnicu Sărat. Clubul cu ce răsplătește strădaniile? Spre exemplu, cum este cazul Oanei, pleacă, fugă acolo în timpul liber, nu o să stea acasă, să stea pe telefon, o manicură, un masaj, un ceva, știu eu, la modul ăsta. Ce le oferiți jucătoarele astea care mai au ocazia să mai plece și cu genunchi tumefiați după urma meciurilor? Momentan, financiar, nu le putem oferi nimic. Am Dar înțeles. le oferim o echipă, o atmosferă rar întâlnită și le oferim șansa de a juca fotbal, plăcerea lor, una dintre cele mai mari plăceri ale lor. Da. Am să-l rog pe colegul Alex Nicolae dacă mai avem pe la îndemână imagini de la victoria frumoasă cu echipa din Reghin, pe fundal, așa cum mai discutăm. Oana, e suficient prezența asta în cadrul unei echipe, unei familii, până la urmă merită deplasările astea? Efortul ăsta suplimentar pe care îl faci tu de la București până aici? Nu sunteți singurul care mă întreabă, Nu, ești de admirat, dar adică să nu mă înțelegi greșit. sunt destul de multe fete ca mine care au această plăcere de a juca fotbal și care nu cerem, nu știu, altceva decât să putem să ne punem în practică această pasiune într-un grup, cum a spus și domn profesor Unit. Și cu cât atmosfera e mai frumoasă la echipă, cu atât ne este și nouă mai drag să venim să jucăm. De când am practic acest sport în cadrul unei echipe de 6-7 ani aproape, nu am jucat niciodată, nu știu, n-am avut pretenții financiare, pentru că sunt foarte puține echipe din țară care oferă astfel de condiții. Da. Oana, tu ai jucat și la Craiova și chiar în prima ligă, ai jucat și la Viitorul, deja ești la a treia formație unde activezi. Poți face așa o comparație, o paralelă, unde era atmosfera mai frumoasă, unde au fost condiții mai bune, amintiri legate de vreuna dintre echipele astea sau fiindcă domn profesor aici normal, la Onyx e cel mai tare, cel Păi mai nu mai joacă titular. A
Atmosferă bună a fost cam peste tot pe unde am fost. Și la Craiova mi-a plăcut. N-am plecat de acolo din cauza, nu știu, unor probleme de genul acesta. Pur și simplu... N-ai plecat să te îmbogățești la Buzău sau la Râmnic? Nu, am plecat pentru că era distanța destul de mare și mi-era destul de greu cu drumul până acolo. Auzisem aici de fapt urmăream acest proiect care începuse la Râmnicu Sărat. Mi-a plăcut. Am văzut că nucleul este aproximativ același față de cel de la Viitorul. Mie îmi place să zic că aceasta este... Sunt totuși două echipe la care am jucat, nu este a treia, pentru că am regăsit aici la Râmnic echipa practic de unde am plecat. Asta îmi place mie să cred. Da, adică ați migrat cam tot aceeași, lotul care exact, era la Viitorul Buzău, da. Ați venit aici la... Nucleul cam este același. Oana, cu cine te înțelegi cel mai bine? Dacă există acolo. Eu am văzut, sunteți foarte unite, suferiți când una suferă în teren și faultată și stă acolo în poziția aceea nerecomandată. Totuși, este vreuna dintre jucătoare pe care, cu care tu ai afinități, cu care te înțelegi foarte bine, care e o sora ta pur și simplu, nu știu cum să zic. Mie îmi place să cred că mă înțeleg bine cu toate colegele, nu știu, poate cu cele cu care am jucat și la Viitorul, să zic că am așa o legătură mai specială, Dobre, Laura Nedelcu, cu care mă mai și pregătesc în timpul liber pentru că suntem acolo în București și ne îndemnăm una pe cealaltă. A, chiar, practic, la echipa asta la Râmnic sunteți o colonie bucureșteană, nu? Câte sunteți care compătimiți, plecați din, lăsați București, lăsați capitala exact în weekend, când sunt distracțiile cele mai mari, cele mai frumoase și veniți aici la Râmnicu Sărat să jucați în anonimat aproape de 100%? Păi, cred că suntem 6-7 jucătoare care din echipa de bază. Și vă mai întâlniți și vă mai pregătiți în cursul săptămânii? Sau? Da, mai ieșim la fotbal, pe sintetic, la alergat, când ne mai permite timpul. Încercăm să ne menținem. În afară de fotbal, mai aveți timp, știu eu, de o altă pasiune? Ca între fete, sunteți tineri, mai ieșiți într-un club, știu eu. Mai ieșim, normal, ce să facem. Mai ieșim și pe la cumpărături, și la munte, când mai avem timp liber, mai dăm câte o fugă. Cam astea sunt tot activității sportive, ca să zic așa, până la urmă, asta e. Da, și shopping-ul ăsta e un sport da, care este sper, și că, sper că în curând va deveni și secție la Jocurile Olimpice, că trebuie neapărat să fie și așa ceva. Oana, care este postul tău preferat în teren? Poate aude și domn profesor, poate nu te folosește, poate n-a avut timp să te întrebe niciodată unde te simți tu în largul tău la mijlocul terenului. Te-am întrebat? Nu știu, m-a întrebat, da, într-adevăr, când eu am jucat, de când mă știu, funda stânga. Fiind stângace, am fost folosită pe partea stângă. Ești o norocoasă, că jucătoare sau jucători în bandă stângă nu se găsești la toate colțurile, nu, domn profesor? Da. Da, tocmai de aceea am fost folosită mult pe partea aceea, dar de când am venit la Râmnicu Sărat, domn profesor a redescoperit în mine, așa ca să zic, o nouă calitate pe care zice dânsul că o vede, ceea ce de mijlocaș central, un post unde n-am mai jucat până să vin aici și care mi-e a început să-mi placă din ce în ce. Ești un fel de Hanca variantă feminină, nu? Deci după, din bandă, din apărare, ai urcat da, acolo se la mijlocul terenului. Ai marcat câte goluri? Ai marcat până acum? Te-ai întâlnit cu bucuria asta a golului? Da, m-am întâlnit, cred că, nu știu, un gol sau două. Ai dat din lovitură liberă. Să dau, da, marcat în prima etapă cu Galațiu. Nu știu, pentru mine important este să câștige echipa. Dacă ar fi după mine, aș da numai pase de gol să dea celelalte, dar să câștigăm, asta este important. Da. Trecem la domnul profesor, că l-am cam lăsat cam așa omat un pic. Domnul profesor, dacă ne puteți spune câteva cuvinte despre cantonamentul pe care l-ați avut în vară și cât de benefic a fost pentru dumneavoastră. Cantonamentul a ținut 5 zile. L-am ținut
L-am ținut în complexul de agrement din Balta Albă. El ne-a ajutat extraordinar de mult pe parcursul acestui tur. Deci a fost practic singura ocazie când dumneavoastră ați putut, ați avut tot lotul la dispoziție, da, da, zi de zi, să vorbiți, să exersați schimb. Posibilitatea să ne pregătim și să pregătim turul. El, acest cantonament ne-a ajutat, cum am spus, pe perioada acestui tur. Ne-a ajutat foarte, foarte mult, ne-a ajutat fizic. Pentru că tactic le mai poți face și din mers, dar fizic e destul de greu. Și cantonamentul ne-a ajutat foarte mult. Da. Federația Română cu ce vă ajută la echipă? Că știu că ține, e una dintre temele preferate ale federației, să dezvoltăm, să fie. Bașca, acum am văzut Bașca, nu acum, că e începută mai de mult, de pe vremea domnului Crăciunescu. Promovarea câteodată agresiv așa a arbitrelor, chiar și la jocurile masculine. Cu ce vă ajută Federația Română? Punctele acestea le cunosc mai bine cei din conducere. Eu vă pot spune doar că ne ajută cu o parte din banii pe care noi îi folosim în deplasări. Nu știu, deci sume... Este un ajutor financiar acolo, considerabil. Puțin mult ăsta cât este. Da, da. Ne ajută. Mai multe, nu știu să spun sume, băieții din conducere cunosc. Da, nu, important probleme. Este că vă ajută. Cum vedeți dumneavoastră viitorul acestei echipe? Aveți grupe de junioare? Aveți asigurat viitorul? Vă preocupă? Sau asta e o utopie, ce mă întreb eu acum? Avem în plan să facem cel puțin două grupe de fete din clasele 5, 6, 7, 8. Organizăm o selecție pe data de 6 decembrie la sala sporturilor la Râmnicu Sărat. Am vorbit cu profesorii de educație fizică din Râmnicu Sărat. O să vină 4, din 4 școli cu eleve. Facem o selecție, după care vedem ce putem opri și ne dorim foarte mult să facem cel puțin două grupe pe care să le creștem și să facem un fel de pepinieră. Da. Parcă s-a mai schimbat atmosfera la meciul ăsta aici, nu? Altul cu goluri marcate, victorie, zâmbet după buze, nu? Da, într-adevăr, aici e și normal. Victoria întotdeauna ne bine dispune, ne dă speranțe pentru meciul viitor. Și vă dă aripi, vorba reclamei. Exact. Domnul profesor, de ce nu vin râmnicenii să vadă echipa asta frumoasă de fete? Frumoasă și la propriu și la figurat. Nu îmi explic. E un spectacol. La Olimpia am văzut că merge lumea. În ultima perioadă chiar au fost spectatori. Cred că mai mult că au venit buzoieni, apropo de metalul, au venit să vadă, să spioneze cum va juca viitoarele adversare ale echipei de la Buzău, că vă spun sincer, cred că un sfert din aia cred că erau buzoieni care veneau, migrau, vedeau partida acolo, da, ne interesează și pe noi echipa. Nu știu, nu mi-explic de ce nu vine lumea la stadion. În prima parte a campionatului am avut... Cât a fost vară și frumos afară, da, nu? Acum... Da, probabil și vremea, nici vremea nu ne ajută, era un frig, nu frig, era ger, înghețasem. E un complex frumos acolo, adică să vină mama cu copilul, cu soțul, am văzut, e restaurant, e terasă, e loc de joacă. Sunt toate condițiile, da. Nu știu. Costă nimic, aer, liber, tot ce trebuie. Da, sperăm ca pe viitor să avem și noi rezultate mult mai bune. Nu știu dacă ăsta e impedimentul, că suntem o echipă nouă înființată și așa cum am spus și mai devreme, într-un an jumate am promovat și acum suntem pe locul 3. Nu ăsta e impedimentul. Domnul profesor, am văzut acolo cu numărul 7, să zicem, Clara Stroie, care practic s-a retras deocamdată, nu? O aveți acolo în anturajul formației, dar înțeleg că este însărcinată și nu va mai juca. Nu va mai juca. E o pierdere pentru lotul dumneavoastră? Este. Atacantul nostru, vitezomanul, așa cum îi spun eu, e o pierdere mare. Dar încercăm să folosim, am folosit altă fată
Și ea încearcă să... Despre pârvă e vorba, despre pârvă, da. Și ea încearcă să o înlocuiască cu brio. Are și ea timp de... Are nevoie de timp. E transferată anul acesta, am transferat-o de la FC Onești. Are și ea timp de... Dar până la urmă tot drumul spre bine, nu? Poate vine acolo o fată pe care peste vreo 15 ani să o folosim. Să o antrenați, să o aveți la echipă, să aveți schimbul de mâine. Oana, suntem pe final de emisiune. Ce? La ce să ne așteptăm? Cum găsește tu cuvintele potrivite ca spectatorii din Râmnic, din împrejurim, chiar și de la Buzău, cum este cazul nostru, să vină să vă vadă ce le oferiți? Sperăm să le oferim meciuri frumoase care să aducă victorii, că până la urmă cred că și rezultatele bune vor atrage spectatori. Poate nu este atât de mediatizat acest sport și asta ar fi unul dintre motivele pentru care nu vin telespectatorii la meciuri, dar sper că încet să audă și cât mai mulți râmniceni de existența noastră, ca să zic așa, și să putem să le... Nu știu, să le răsplătim și noi, să îi răsplătim dacă vor veni, să ducem numele orașului, acesta micuț, să-l ducem cât mai sus posibil. Da. În ceea ce ne privește, noi zic că ne-am făcut datoria, am venit, v-am văzut, da, v-am popularizat, v-am arătat și eu sunt convins că cei care văd această emisiune au văzut imaginile. Eu pot să-i asigur că n-au de pierdut, ba din contră, au de câștigat, să vină să vadă cum niște fete dedicate, niște fete care nu așteaptă răsplată financiară, vin, alergă, își rup picioarele așa pe românește, fiindcă pasiunea fotbalistică este cât se poate de mare. Vă mulțumesc frumos pentru prezență în studio. Vă doresc o vacanță cât mai rodnică, o vacanță care să vă întărească, să vă încarce bateriile și din primăvară să vă vedem, dacă nu mai sus, măcar să rămâneți pe locul 3. Da? Mulțumesc frumos! Da. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Eu nu Paraschiv vă spune toate cele bune până la o nouă ediție a emisiunii Sport Maxim. Și nu uitați, 1 decembrie, de Ziua Națională a Românilor, avem și noi emblemele noastre sportive locale. Cu una dintre ele vă veți întâlni de la ora 20, Bogdan Dinu, cum se pregătește pentru gala profesionistă de box, care va avea loc, va fi găzduită de Sala Sporturilor Romeo Iamandi din Buzău, vineri 8 decembrie. Până atunci, toate cele bune!